seara, Montreal. Mii de oameni sunt în delir și îl încurajează pe românul care avea să devină o oră mai târziu campion mondial. Ora 5 dimineața, comuna Pechea, județul Galați. Părinții lui Lucian, înconjurați de rude, sunt muți de emoție. Mama, Maricica Bute, nici nu are puterea să privească televizorul. Se roagă într-o cameră alăturată cu poza lui Lucian la piept. Fiul său este deja în ring și, așa cum obișnuiește înainte de fiecare meci, din superstiție, atinge corzile. Lucian Bute este în fața meciului cu numărul 21 la categoria profesioniști, fără nicio înfrângere. Pe parcursul celor 11 runde, familia lui Lucian a trăit fiecare clipă cu sufletul la gură. În penultima rundă, Bute și-a prins adversarul într-un colț al ringului și l-a lovit în plină figură, dar corzile au făcut ca Alejandro Berio să nu se prăbușească la podea. Mulțumesc, români, dragi români care v-ați trezit dimineața și m-ați urmărit și m-ați susținut. Vă mulțumesc din toată sufletul, din tot sufletul. Sper că nu v-am dezamăgit. A fost o seară excepțională, am devenit campion mondial și vă dedic victoria tuturor românilor și familiei mele. Mamă, te iubesc, știu când te-ai uitat la meci. Astăzi, la Pechea, în curtea familiei Bute, s-au încins grătarele și au fost primiți toți prietenii și vecinii care au venit să-i transmită felicitări noului campion mondial la box. Suntem acum în direct prin telefon cu eroul Lucian Bute și cu familia acestuia, lângă care se află corespondentul nostru, Septimiu Sărățanu. Bună seara, Lucian! Felicitări pentru formidabila victorie! Te-am văzut extrem de emoționat după meci, i-ai mulțumit cu ochii în lacrimi mamei tale, care nu a avut curajul să se uite la meci. Povestește chiar tu cum a fost în ring, cum au fost ultimele secunde ale meciului. Bună seara, dumneavoastră, bună seara tuturor ascultătorilor. Ce pot să vă spun, a fost o seară excepțională, a fost o seară emoționantă. Am trăit la maxim acest meci și am muncit foarte mult, dar după 4 ani de zile de muncă asiduă, iată, rezultatul a venit, mult așteptatul rezultat de să devin campion mondial. A fost extraordinar. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, care m-au încurajat, care au simțit că și-au crezut în potențialul meu. Ce vrei să-i transmiți mamei tale? Ea te aude acum. Da, am ce pot să spun, sunt bine, a ieșit așa cum ne-am dorit, cu încredere în Dumnezeu, totul la fel de curs, cum ne-am dorit cu toții și totul este în regulă acum. Sunt foarte bine, nu sunt accidentat, sunt bine, pot să vin acasă. Luciane, părinții tăi vor să te întrebe câte ceva, vor să dialogueze cu tine, te ascultă, bănesc că și tu îi recepționezi. Vă rog, doamna, vă ascultăm. Lucian, cum te simți, mamă? După așa ceva, după așa meci spectaculos, cum te simți? Ești bine? Ești în formă? Da, mami, sunt bine acum. Am apucat să dorm o oră, dar acum sunt bine. Mi-a revenit. Îmi realizez ce am obținut aseară. Sunt fericit, într-adevăr. Băi, Luce. Lucian, da, m-auzi? Da, tatăl. Cum te simți cu mâna stângă, mai de pe lupturile alea puternice? Nu, fără niciun fel de problemă. Nu sunt accidentat. Doar un pic la ochiul drept. La noi s-a cutremurat și televizorul când ai dat. Nu, a fost bine. Sunt bine, nu sunt accidentat. Nu am spus nicio accidentare, doar ochiul drept este un pic umplat. E normal, asta e viața. E boxer. Sunt bine. Stați liniștit, nu faci niciun fel de griji. Sunt foarte... Lucian, te doare ochiul, mamă? Ești bine? Ești în formă? Nu, mami, sunt bine. Nu, stați liniștiți, nu faceți niciun fel de griji. Acum am revenit.